Conferința Amfiteatrul pentru Turismul Responsabil reprezintă primul eveniment din cadrul unui program mai amplu ce își propune să promoveze în rândul celor interesați, dar și în rândul specialiștilor, conceptul de turism responsabil, puțin cunoscut în România. În cadrul Târgului de Turism venim cu acest concept despre turismul responsabil și de asemenea cu programele create pe acest turism responsabil și de asemenea promovarea viitorului salon de artă fotografică a României, pe care, după cum bine știți, de două ori pe an Fundația Amfiteatru, revista Vacanțe și Călătorii îl organizează. Ce înseamnă turism responsabil? Turismul responsabil de fapt reprezintă toate formele de turism care pot să aducă satisfacție deplină turistului, deci utilizatorului, și de asemenea să răspundă nevoilor societății atât din punct de vedere al mediului ambiant, deci conservarea și păstrarea mediului ambiant și punerea lui în valoare, și de asemenea pentru comunitățile locale să aducă un beneficiu, cum spuneam, atât din punct de vedere economic, cât și socio-profesional și spiritual. Programului Amfiteatrui s-a alăturat și președintele Let's Do It România, care a vorbit despre evoluția campaniei de promovare pe parcursul anilor. Let's Do It România sprijină turismul responsabil prin responsabilizarea fiecărui cetățean din România să participe la o Românie curată, o Românie care va reprezenta un viitor pentru fiecare român, și prin, să spunem, participanții, elevi și studenți care participă la Let's Do It România. În 2010 și 2011 au fost aproximativ 250.000 de elevi și studenți care au participat la Let's Do It România. Deci, zicem noi, am început o schimbare în zona care ar trebui, în zona viitorului României. Vom avea un turism responsabil când vom trece și noi măcar la media 7 pe total servicii de la intrare la ieșire. 7, peste un an, 2, trecem la 8, urcăm spre 9 și tot așa generațiile tinere să lupte să ajungem la 10. Pentru că străinul vine și lasă mult bani dacă pe tot parcursul acesta întâlnește oameni și servicii de media sau de nota 10, ca să iasă o medie în ansamblu mai mare. Și atunci putem să zicem, concurăm și noi cu țările civilizate care au un turism dezvoltat și care turism aduce o contribuție deosebită la bunăstarea celor oameni. Principiile turismului responsabil sunt minimizarea impactului negativ economic, de mediu și social al turismului, generarea de beneficii economice crescute pentru localnici și îmbunătățirea calității vieții comunității locale și a condițiilor de muncă, implicarea localnicilor în deciziile care le afectează viața și dezvoltarea viitoare a zonei, o contribuție pozitivă la conservarea patrimoniului natural și cultural local, furnizarea de experiențe mai plăcute turiștilor printr-o mai bună conectare între aceștia și realitățile locale și facilitarea înțelegerii de către turiști a problemelor culturale, sociale și de mediu locale.